încercăm să vorbim astăzi cu un artist special și un om foarte special, puternic, dar din punctul meu de vedere și extrem de sensibil și vulnerabil. Încercăm să vorbim despre memorie, despre performanță, despre fidelitate și despre forță în lumea miracolului, în lumea teatrului și nu numai, și pe pământ. Dorina Lazăr Bine ați revenit la O Nocturnă. Vă așteptam cu, cu multă dragoste și cu multe lucruri de discutat. Mulțumesc. Uh, mă simt onorată. Și noi. Ați văzut echipa cât de da, frumos v da, așteptat. O admir mulți... de multă vreme. Uh, știți că aici, unde filmăm noi acum, este studioul Alexandru Bocăneț. Îi poartă numele unui mare regizor... De televiziune, care a făcut și teatru, un om care și-a pus amprenta pe ce înseamnă valoarea valoarea divertismentului și nu numai. Ați mai fost vreodată în studioul Bocăneț? Am fost în studioul Bocăneț pe vremea când nu se chema Normal. Bocăneț. Aici am avut prima mea emisiune de televiziune. Era o emisiune de, de sta muzical, cu momente vesele, cu refrene muzicale și eram proaspăt absolventă de institut, împreună cu încă o colegă, Andreea Năstăsescu, într-o emisiune a Lidiei Ionescu. Și știu că trebuia să cântăm, nu se făcea în primare și să faci playback sau nu știu ce, trebuie să cântăm atunci live. Pornea banda și noi cântam. Și știu că ne țineam ritmul cu piciorul și cu mâna. Oh. Până când s-a oprit în primarea, pentru că nu, nu, se, nu cuvenea, se putea, da. nu se cuvenea să faci așa ceva. Da, am, după aceea am făcut multe piese de teatru. Am apucat vremea când Uh, am jucat și în studiul din strada Molière Și când uh, acolo s-a imprimat uh, Don Juan Cu Emil Petruț în uh, Don Juan Și când totul se făcea live uh, Am spus Emil Petruț? Emanuel am zis bine Emanuel Petruț uh, Totul se făcea live Și exista suflări și suflările era Georgica Ulmen de la Teatrul Național, care stătea tot timpul în spatele operatorului, în spatele camerei, și simula vorba, dacă actorul avea un acroc, imediat să fie pe fază. Și emisiunile erau în direct, nu erau imprimate, nu era nimic. Uh, pff, greu. Greu, dur, nu știu dur. câți din noi astăzi s-ar mai descurca probabil că foarte puțini cei care au o experiență solidă. Vreau să încep într-un fel destul de abrupt și să vă spun ce mi-a creat nostalgia reîntâlnirii noastre la o nocturnă. În toamna trecută am făcut și spun pe scurt o licitație cu obiecte strânse de la artiști români de valoare pe care să le vindem printr-o licitație profesionistă organizată împreună cu Artmark. Deci am învățat și noi limbajul și tot ritualul unei licitații. Nu-i deloc ușor. Am strâns obiecte extraordinare dăruite de artiști mari, iar banii i-am dăruit artiștilor mari care astăzi au nevoie de noi. Ați făcut un gest uh, minunat, ca toți colegii dumneavoastră, dar eu am rămas multe luni agățată de această întâmplare. Ați dăruit, ați spus uh, pentru a fi uh, vândut, un act de angajare semnat 1 septembrie 1956, de angajare a actorilor Cornelia Turianu Mircea Albulescu, Anca Ataberești, Verești și Elena Mândrilă. Mândrilă de angajarea lor în teatru Lucia Sturza Bulandra. Hârtia este semnată holograf de doamna Lucia Sturza Bulandra. Apare acolo scris și cât primeau cei mai în vârstă: 903 lei salariu ca angajat, ceilalți: 603 lei. Am văzut acel act, am văzut semnătura doamnei Bulandra și n-am să niciodată emoțiile dumneavoastră, pentru că sistemul în care lucrăm noi la această licitație este de a invita artiștii să-și prezinte cumva darul. Actul ăsta este o poveste și de familie a dumneavoastră și o poveste despre teatru românesc. Doamna Lucia Sturza Bulandra a însemnat enorm pentru teatrul românesc, e un ctitor. Eu am apucat să o văd pe doamna Lucia Sturza Bulandra, Eram studentă la institut și știu că odată uh, m-am dus, uh, am intrat în holișorul acela mic, pe unde intră spectatorii acum și acum la uh, teatru, și doamna Bulandra venea din foaier ca să iasă, era însoțită, erau actori, erau actrițe în acest mic uh, hol și era maestoasă, cu o pălărie, avea pălării foarte caragioase, cu flori, cu fructe pe cap și știu că una dintre actrițe i-a sărutat mâna. Nu era un act de umilință, uh, umilință de supușenie sau de, leu să mă dau bine cu directoarea, să-i zic să Nu, era, vorbesc și mi se face frison așa, pentru că reprezenta o lume, reprezenta o o instituție, reprezenta o arhitectură. Ea însăși. Da, da, da. E faimoasă doamna Bulandra prin felul în care, histrionic, în care obținea și avantaje pentru teatrul ei, să tot vorbea cum s-a dus la primarul din acel timp al orașului și a căzut în genunchi ca să obțină o locuință pentru acel mare artist care era Benedict Dabija și care era un tânăr venit din Moldova foarte talentat și fără garsonieră, fără casă. Și cum stânjenit primarul s-a repezit să o ridice și bineînțeles că a obținut pentru el o garsonieră. Ceea ce eu n-am putut să obțin în cei 20 de ani de când sunt director... Am vrut și eu să obțin de la sectorul 4 o garsonieră pentru o fată, o funcționară de la noi, care și azi, la 48 de ani, doarme cu să în pat, că nu are. Da, din păcate n-am putut. N-am avut acces uh, la da, primar. Nu, da, n-ați avut acces și n-ați întrebuințat uh, gesturile teatrale nu pus mari. Nu cu da. flori și cu fructe. Da. Haideți să revenim la acest act care, spuneam, are o dublă poveste. Una foarte personală și una de document pentru istoria teatrului. Pe mine, amândouă povești m-au emoționat atunci foarte tare. Este un act pe care l-ați găsit acasă. un act acasă. pe care l-am găsit acasă, după ce mama s-a prăpădit. Ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim mama mea născută în Hunedoara, fată de zidar, la 18 ani a fost măritată de familie cu un brigadier silvic venit din regat, Tudor Lazar, un bun drăguț, dar diferență de vârstă și de temperament și de preocupări enormă. Mama era foarte frumoasă. Mama era atât de frumoasă că îngheța puțul, cum se zice când uh, mai târziu a avut și niște fotografii expuse la nu știu ce salon de fotografie din Italia. Din Italia, da. Da. Ei, și într-o zi mama mea a dispărut de acasă, eu aveam 5 ani și a plecat la Timișoara unde s-a angajat la CFR funcționară și a uh, dat examen la conservatorul din Timișoara. În anul acela, de, trebuie să fi fost, Eu aveam 45-46. Era acolo conservator, care a funcționat până în anii 50 și 7. Și a intrat la clasă la Lili Bulandra, sora lui Toni Bulandra da. și Braborescu Și am găsit de curând și uh, actul de uh, determinare a institutului uh, în care se dau notele note bune la limbi străine și la actorie. Aha, ceva s-a moștenit pe aici da. prin familie, da. Ei, și mama a terminat acolo institutul, a fost actriță la Reșița. Reșița. Foarte nostim că mi s-a dat în sfârșit voie. Tatăl meu a fost săracul foarte afectat pentru că o iubea enorm și mi s-a dat voie să mă duc să o văd și să fac o vacanță la Reșița. Și acolo i-am cunoscut pe actori, Corado Negreanu, Mircea Dumitru, a, cu, care pe, cu care pe urmă peste 20 ceva de ani. de ani am fost colegă la Giulești. Uh, Giulești. Viața te învârte. Uh. Uh, a fost deci la uh, Reșița, a fost la uh, Brăila și după aceea a fost la Turda unde uh, Lucian Pintili a făcut primul spectacol cu Debutul ea. Debutul lui, da. Da. Și uh, am fost în vacanță și la, <laughs> la Turda și mi-a făcut a enormă plăcere acum doi ani de zile când am fost într-un turneu, la un festival, Drumul Sării, de la Turda, pe care directoarea de acolo, care directoarea e foarte bună, Narcisa Pintea, uh, îl face și cineva pe stradă, probabil că era din teatru, m-a așteptat și mi-a dat o fotografie cu mama, cu încă o actriță și cu o fată mititică și eu sunt fata aceea, mi-a zis doamna asta mai în vârstă. Teatru în care după aia și Rica Manea... Directoarea le-a pus în ramă și mi le-a dat. Dar ați văzut ce frumos se poartă memoria, că despre asta vorbim, în, în foaierul teatrului din Turda, care acum, în sfârșit, îi poartă numele lui Rică Manea, Aureliu Manea. Manea, da, Manea. Da. Sunt fotografii care păstrează imagini cu Rică Manea din repetiții. E o, e o fotografie cu Marcel Iureș într-o repetiție. Nu știu dacă spectacolul a mai avut loc sau nu, dar ei repetând sunt acolo. Stările lui Manea. Și chiar când intri, intri cumva ca într-un prolog. Spațiul ăla e foarte rău, eu nu l-am apucat, nu s-a întâmplat, eu nu-l știu, nu l-am văzut, n-am vorbit cu el niciodată, dar țiu minte când repetam cu, cu Alexa Visarion da. și Alexa spunea, Rică Manea, e cel mai talentat dintre noi, cel mai bun dintre noi. Să ne întoarcem la actul orlograf. Semnat... Da. de la Turda mama a venit la București, a cunoscut un domn, s-a mărit cu el și s-a mutat la București și a dat concurs la Bulandra. Și acest act este actul care consemnează intrarea în teatru a patru actori, dintre care unul e vedetă... Anca Verești, o actriță foarte cunoscută și foarte uh, bună și a, a slujit o viață teatrul, uh, teatrul Bulandra. Și două actrițe, ceea ce noi numim categorie uh, necesară unui teatru. Uh, ai în, în rucsacul tău bastonul de mareșal, dar nu s-a evit împrejurarea, bătălia care să îți ofere posibilitatea să-l scoți de acolo și să arăți că ești. Dar e adevărat că Pintile a luat-o pe mama în toate spectacolele, în, în dale Carnavalului juca o femeie, o jupâneasă care spăla pe jos, avea o găleată și cu o cârpă și spăla pe jos, ce au făcut o, o grămadă ce de, de turnee și, și știu că odată mi-a spus <coughs> Tu îți dai seama că eu am văzut Europa spălând podelele? Avea foarte mult haz. Foarte mult haz. Avea mult haz tine, și da. uh, colegii mei o iubeau foarte tare. Eu stau și acum lângă Bulandra. Schitul Măgureanu, lângă da Bulandra. Zvor. Institutul era la Doi Pași. Da. La noi totdeauna era casă deschisă, veneau să mănânce. Uh, știu că am dus de acasă perne a murit mama și pe patul de moarte mi-a spus mor și nu mi-a adus pernele acasă. Și veneau colegii mei ne anunțați, ne nimica, până mama într-o zi s-a enervat și a pus pe ușă nu intrați, câine rău. Deși noi nu aveam niciun câine. E, toată atmosfera asta în care nu există de fapt frontieră între ficțiune și realitate și pendularea asta atât de firească între lumi a însemnat foarte mult pentru ochii aceștia atât de verzi și de frumos și de deschiși către lume. Au fost deschiși către lume, dar către lumea mare. De la Hunedoara până Știi, <laughs> nu în toată țara. Eu, eu sunt un scorpion. E Asta n-am știut, n-aș fi zis. Da, sunt un scorpion care vede mereu partea plină a paharului. Niciodată nu am uh, văzut uh, o situație fără ieșire. Nu cred că există o situație. Când mi se spune, doamne, asta nu se poate. Nu cred că nu se poate. Trebuie să existe o modalitate prin care el se poate rezolva. Dar cum se poate trăi în țara asta fără sistem? Vă pun o întrebare, pentru că mie mi se pare uneori că nu se mai poate. Efectiv, oriunde uh, te întorci Vezi uh, eu, 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 cre lipsa eu cred de... că mai există încă uh, O sumă de oameni Care își fac treaba lor Ca furnica Da? În fiecare zi Și asta are darul da, să peric țină mușuroi în picioare Da pericolul e că altcineva Care nu prea-și face treaba Și nu observă că acolo e un mușuroi Construit, minuțios Și așa calcă eu Și sunt distruge eu sunt consternată și sunt. Uh, Într-o zi uh, am râs în cabină și am zis, mă, eu mi-am luat mâinile de pe ei. Gata. Treaba lor ce fac de acum încolo. Referindu-mă la clasa politică. E o glumă. Dar mulți probabil gândesc ca mine. că... Au fost multe trădări. Trădări, nu unii față de ceilalți. Eu zic, în primul rând, trădare față de România. Față de România. Nu vreau să spun lucruri mari de patriotism sau de. Dar nu se poate să nu-ți pară rău. Tatăl meu a fost brigadier silvic. Pe mine mă lua cu el în pădure, când marca uh, copacii, când uh, planta. Și știu că matematic, primăvara se în casă se vorbea despre puieți și despre plantarea puieților. Mă duc la pepinieră, trebuie să plantăm puieții. Mă duc, în, nu știu. Nu se dădea voie să se taie uh, pădurea decât ce e uscat în pădure, ce e marcat. Și ce văd acum. Gol. Uh, o, o iau ca o, o problema mea. Personală. Personală. Am făcut drumul de la uh, plecând spre Chișinău și jucam, cred că la satul mare și am făcut drumul de acolo spre Chișinău. Păi ce am văzut noi acolo, munții ăia care sunt pleșuvi. Nu mai e un brad. Ne mirăm că pică dealul cu casele. Ce să te mai mir? E, e, o lipsă de responsabilitate și ce, ce mă uimește pe mine și nu știu cum se explică este că se vede cu ochiul liber că s-a ajuns la un punct din care nu se mai poate. Că s-a ajuns la un punct în care să pun cătușe peste tot. Păi nu ți-e frică tu care n-ai încă puse cătușele? Nu ți-e frică să continui? să ai nimerit într-o centrifugă din care nu poți să mai ieși? Și îți spui, doamne, mă, ia stau 2-3 ani și o rămân cu banul acasă. Păi da, problema ar fi să nu se rămână cu banii acasă. E, problema ar fi, nu propriu zis, pușcăria. Îmi pare rău pare, că sunt prea bătrână. Pu -pu -pușcăria, nu pot să mă mai amestec. Da. Problema să e fiu... să se recupereze banii, până la urmă, mă gândesc, nu? Asta ar da. fi... Pentru da. asta... Da. Asta da. e justiția până la capăt. Că e o foarte mare vânzoleală, așa, pe ușile pușcăriilor. Să intră, să iese... Problema e ca statul să recupereze, nu? Da. Din ce aparține, mă gândesc. Nu mai știu ce să zic. M-aș întoarce cumva la, la teatru... Uh... Un, un mare actor și din câte știu și eu din lumea asta, un tip foarte special și elegant și pedant și se pare un bun pedagog, asta o să-mi spuneți dumneavoastră. Ați fost la clasa lui. A lui Vinteșteanu. Părea un om, din ce am văzut, din spectacole, din rostirea lui prețioasă uneori... Dar cât de bine rula cuvântul în limba română, ce accent în frază punea, cât de inteligent. Pentru noi a fost o mare binecuvântare că l-am avut profesor. Nu e mai puțin adevărat că erau niște profesori, unul și unul, era Dina Coce, era Radu Beligan, Alexandru Finții, Ion Șahighian, Cojar. La noi la clasă, Ion Finteșteanu era profesor plin, Asistent era Sandamanu și preparator de Mrădulescu. Vezi că ai de unde învăța. Meșterul Finteșteanu era ceea ce se cheamă... Nu era un actor de trăire. Era un actor de, de rațiune. Rațional, foarte rațional. Își construia mental rolurile. Nu era pătimaș. Era o patimă construită, era o patimă calculată. Foarte elaborată. Elaborată. De asta el o plăcea pe Ioana Măgură. Ioana Măgură a fost colegă cu noi. Dar ce colegi ați avut? După aceea s-a lăsat de teatru și a devenit crainic la televiziune. An și ani a fost crainic la televiziune. Și după aceea, și a, plecat... După aceea a plecat la Europa Liberă. Și el o plăcea pe Ioana Măgură, care era o, o fată frumoasă, o fată de o inteligență sclipitoare, dintr-o familie extrem de cultivată, ea însăși foarte cultivată. A, și îi plăcea inteligența, și plăcea probabil inteligența cu ei. care își rezolva exact, personajele. Exact, exact, exact. exact. Mai cerebral. Da, exact. Uh, am fost colegă cu George Voicu. Iată, o să... Facem la, la Teatrul Odeon o sărbătoare, când o să fie... Eu nu știu dacă emisiunea asta se va da după sau înainte de Ziua Internațională a Teatrului, dar în acea duminică, dimineața la 11, am organizat dezvelirea bustului lui George Voicu. Alt actor. Teatrul Odeon a, a făcut această, acest proiect Remember Us. Hai să ne aducem aminte de cine trebuie de noi, da? Și atunci a fost dezvirea bustului lui Ștefan cu Brăila, va fi a lui George Voicu. O spun pentru prima dată ne gândim la Ștefan Bănică. Și deci George Voicu a fost Corneliu Dumitraș, a fost coleg cu noi Ștefan Tapalagă, eu vorbesc de grupă, de grupa da. noastră. După aceea Ion Gheorghe Arcudeanu care a fost la teatrul Ion Creangă, meșterul avea Magda Popovici, care a fost la teatrul mic după aceea s-a lăsat, a plecat din țară s-a întors. Meșterul fișteanul avea o boală cu numele actorilor și care mi-a rămas și mie, spunea că numele trebuie să aibă o rezonanță și Colegul meu, Ion Gheorghe Arcudeanu, în catalog era Ion Gheorghe. Și așa, prin anul 3, meșterul mi-a zis, mai nu putem să te lăsăm Ion Gheorghe, trebuie să-ți găsim ceva. După ce stradă stai? Arcuda. Hai mă să zicem Ion Gheorghe Arcudeanu. Și așa a rămas Ion Gheorghe Arcudeanu. Ghiză Popoviș Poenar, Gheorghe Popoviș Poenar, actor la Teatrul Național da, da. cu o promoție înaintea noastră și care după aceea cu ocazia spectacolului Teatrului Național la Paris a fugit și a ajuns în Canada, și e profesor de teatru în Canada. Deci Ghiță Popovici, Gheorghe Popovici. I-s a părut prea puțin. De ce stradă stai mă Ghiță? Poenaru Bordea. A, Ghiță Popovici Poenaru, o să zicem. Da. Sună puțin altfel. Sună încă... altfel. Da. Suna altfel. da. Erau minunate, minunate erau lecțiile noastre de, de actorie. Au fost cei mai frumoși patru ani din viața mea. Nu aveam nicio grijă. Profesorii se gândeau la tine. Ce joci? Ce o să faci? Cum o să evoluezi? Am văzut niște fotografii recuperate și de mine, de pe colo, de pe colo. Și ce m-a frapat? M-a frapat eleganța absolvenților. Um, e o fotografie pe care o știu cu dumneavoastră. Nu știu ce jucați la absolvire. E semiprofil, dar corpul spune atât de mult. Are un zvâc reținut, care vrea să plece de a ținut. Costumul, gândit în cel mai mic detaliu. Era Cănașo Atât de frumos. Și în detaliu făcute lumile era Că era nimic. greu să greșești Era minunat locul acela, Casandra Tare mare păcat că nu s-a putut face nimic, nimic. Nu nu știu, nu cred că nu se putea face ceva Nu cred Scorpionul din mine nu crede că nu se putea face ceva Să se păstreze Am filmat la Casandra cu vreo 2 ani de zile la un film făcut de Horatiu Mălele și am intrat înăuntru. Am plâns. Am plâns. E, da, erau minunate uh, producțiile Institutului de Teatru și erau făcute ca la teatru, cu costume. Ți-o minte că această uh, scrisoare pierdută și uh, Iași uh, Dale uh, Nu, nu Dale Carnavalului uh, Iași în Carnaval uh, Piatra din casă, scuze, scuze. Piatra din casă erau în uh, scenografia unui uh, scenograf foarte faimos în timpul acela, foarte tânăr, Camilo Ossoroviț, care după aceea a fost la teatru Regional, uh, pictor scenograf, după aceea a plecat în Franța, trăiește șansă în Franța și a scos o grămadă de cărți pentru copii, cărți pe care le am acasă, cu personaje din teatru. Cu, are cartea despre Birlic, intitulată Birlic. Chiar așa intitulată. De câte ori caut ceva prin teatrele din România, de regulă nu găsesc nimic în arhive. Nu sunt costume, nu sunt uh, fotografii, sau foarte proaste. Eu, eu în 96 când am uh, făcut marea nebunie să dau concurs de pe director adjunct mai era în trupă uh, Titi Cărbunaru, Stelian Cărbunaru, uh, regizor tehnic de multă vreme. Și ieșea la pensie și l-am reangajat ca timp de un an de zile să sorteze toate fotografiile. Știa tot. Tot. Și pe dosul fiecarei fotografii, era un sac de fotografii, pe dosul fiecarei fotografie scrie piesa uh, și ce actori sunt. Deci, la, la noi, arhiva e ok. Mi-aduceam uh, aminte, la Scala din Milano există, păstrând proporțiile, dar și teatrul Odeon se numește Odeon. Uh, la Scala din Milano, sigur, glumeam acum, există o magazie imensă, imensă, și toate costumele, dar toate costumele sunt păstrate într-o ordine în care numai tăcerea își poate avea loc. Totul este cu sud de mână, spectacolul, anul, regizor, scenograf, distribuție, încât atunci când pătrunzi acolo, pur și simplu te năvălește, te, te poate sufoca de emoție o istorie mare. La noi magazile sunt, o parte sunt, așa cum spui, sunt costume, cred că și din Anii 59-60 Dar e adevărat Că s-a mai și folosit O parte din aceste costume S-au folosit pentru alte spectacole -au Și au fost transformate da. Oricum sala asta are o poveste De-aia o iubim cu toții cred, cred că este o iubire Ca orice iubire irațională Față de sala asta Și după aceea vin argumentele raționalului Că este o bijuterie arhitecturală, că este de la 1900, că se numea Comedia, că era apendicele, să zicem, al Teatrului Național Teala de, de peste drum, de pe Calea Victoriei, bombardat. De fapt, Magazia a fost bombardat în timpul războiului, a fost distrus și el. Și de multe ori, când vin la Teatrul Odeon, trec, așa, tot ca un ritual al meu. Trec prin fața hotelului, no -o 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 -o. Da, care a fost obligat probabil și foarte bine ca. bine, bine a, că s-a făcut așa. Are fațada teatrul Național. Da, da. Da, deci, da. teatrul Național, comedia, acolo au fost primii societari, acolo s-a jucat în regim privat, Teatru Românesc, Teatru de calitate, acolo se juca și vara, pentru că tavanul se trage complet. Dar pe semne că nu era o asemenea circulație de automobile. Probabil, că nu s-a actorii. la anul acela. Sigur, nu. <ră> da. era, era un miracol acolo. El a rămas. Da, e, e un miracol. El a rămas. A rămas în acustică. A rămas în delicatețea lojilor. Și cred că și în oamenii care au trecut, pe Eu aici. cred că ceva din cei care au jucat acolo și după aceea s-au dus dincolo. Da au lăsat cât o fărâmă din energia lor. Nu se poate altfel. Pentru că e, e o chestie miraculoasă. Au Vin o grămadă de trupe la noi. Toți, Toți cei care vin îmi Toți. spun cât de bine se simt pe scena asta. Și sala de jos, care a fost a Dinei ați recuperat-o, exact, nu? Exact, exact, exact. S-a stat acolo, s-a locuit în teatru. A, au fost unii care au venit din, din Japonia, o trupă japoneză, și mi-au spus... Aici, pe scena asta, sunt niște uh, energii foarte pozitive, foarte bune. Or fi simțit și ei. Și vreau să vorbim despre performanță. Pentru că uneori suntem tentați să credem, și poate greșeala asta o fac și eu, sau generația mea, sau generațiile mai tinere, să credem că lumea a început cu noi. Sigur că uneori e bine să crezi așa. E bine, Un minut, e bine. două... Când ești tânăr, e bine da, să crezi da. așa. După aia e bine să privești puțin și înapoi și să vezi că ce vine spre tine vine de departe. De departe, dintr-o școală foarte solidă. Vine din Pintilie, vine din Ciulei. Fără de care nu se poate scrie această istorie de astăzi. Nici cum, oricât am fi de sfidător și de rebeli, de la ei vine putere mare. Mare. Vlad Mugur profesorii pe care i-ați numit, școala care a stat pe Penciulescu și pe Esrig, și de-aia mereu vreau să-i pomenesc, pentru că din ei suntem noi toți și astăzi. Știi, știi scumpa mea, uh, lucrurile astea bune pe care noi, ăștia mai bătrâni, le-am învățat, uh, instinctiv încerci să le treci celor de lângă tine care sunt mai tineri se întâmplă uneori să nu vrea, da, uneori... dar încetul cu încetul, da. încetul cu încetul adoptă această modalitate foarte serioasă de a face teatru. Nu se poate face teatru pe brânci, pe, pe genunchi. Nu se poate. Nu se poate. Dar vreau să vorbesc despre performanță și despre inovație și modernitate uh, și vreau să vă încerc să vă provoc puțin, pentru că timpul, timpul zboară și printre frunzele de aici, dar răvășește amintirile, le foiește așa ca pe foile unui roman. Sunt niște spectacole, pe unul mi-l aduc aminte perfect, din celălalt îmi aduc aminte foarte puțin, ca niște fleșuri și am să vă spun imediat despre ce este vorba. Este vorba despre genul de inovație, de teatru modern, viu, poate avangardist, care se făcea și la Teatru Giulești. Pulandra, la la la. Dar acum vorbesc despre asta. Mă gândesc la Năpasta, pe care ați făcut-o acolo, cu Alexa Visarion. Și pentru că am ținut foarte, foarte mult la Vittorio Holtier, L-am pus de multe ori să-mi povestească. Cum a făcut acolo decorul? Omul ăsta iubea enorm lemnul. Enorm. enorm. Deci, orice poveste a acestui mare artist și mare scenograf pe care l-am avut în, într-o nocturnă și ca să îmblânzim total atmosfera, fiindcă nu vroia altfel, i-am adus tot atelierul aici. Și simțindu-se ca acasă și ocrotit a acceptat să facem o nocturnă. Dar el îmi povestea, nu atunci, altă dată, la calendarul, când i-am făcut o expoziție. Zice, știi cum a fost? Mai a fost uh, total o nebunie, un studiu experimental, nu s-a mai făcuse. Și am podit cimentul cu lemn crud. Așa. -i. Acolo s-a jucat pasta, Anca. Când am văzut distribuția de la Napasta, noi atunci jucam uh, Escu. Unde eu jucam o dama săritură, da. Și a apărut distribuția și regizor Alexa Visarion. Nu îmi spunea nimic. Și mi-am zis eu, a, zic că, că am aflat că e tânăr regizor, proaspăt absolvent, zic probabil că vrea să facă o Napasta comică, dacă m-a luat pe mine. Eu am jucat foarte multă comedie. Până atunci, foarte multă comedie. Și o spun pentru a nu știu câta oară, momentul nepasta pentru mine a însemnat o răscruce. În f... Nu zic în cariera mea, în felul meu de a, vedea teatru, teatru. de a face teatru. Tot timpul Alexa ne spunea de uh, un coleg, un actor, nu mi vine acum aminte, dar dacă mi-am vine minte o să spun, care zicea, uh, domnule, fiecare spectacol trebuie jucat ca și când e ultimul. E ultimul, la sfârșit ai muri. <sus> și cred că așa e. Uh, știi, întotdeauna când se bate primul gong ești pe scenă și aștepți să se ridice cortina și îți dai seama că nu mai poți fugi. Până aici ți-a fost. Și atunci ai datoria să joci pe viață și pe moarte. Spectatorul ăla nu vine să te vadă pe tine în seara ta bună. Odată își cumpără biletul. Și fiecare seară tu trebuie să o trăiești în așa fel încât să fie seara ta bună și seara lui bună. Cea mai bună. Dacă Eu vreau vă. să vă citesc ceva despre păgân și magic. Asta spune Holtier, asta mi-a spus mie și aproape îmi făcuse o odă montându-și expoziția lui de scenografie la calinderu. O, o odă despre tragedia antică din Năpasta. De Dorina Lazaranca, Corneliu Dumitraj Dragomir, Florin Zanfirescu, Ion Bunu și Geluniță Gelunițu Gelunițu era Gheorghi, Gheorghe. Dar ce spune cineva care se numește Inokenti Smoktunovski? Zice așa. De la regele Lir, al lui Peter Brook, publicul moscovit nu a mai văzut un asemenea rang al teatrului. Mulțumesc, mulțumesc, cu plecăciune pentru această reprezentație tulburătoare. Teatru adevărat, teatru al viitorului. 1974 76, și șase. Da. Mi-aduc aminte că după spectacol a venit Smoktunovski pe culoarul acela spre cabine și a îngenunchiat în fața lui Florin. Și erau uh, fotografii și Florin a zis Hei, haide că au venit să-l fotografieze pe Smoktunovski, nu pe mine. Da. Întâlniri. Da, era, Întâlnir. a fost a fost remarcabil pentru noi. Ne-a schimbat tuturor, ne-a schimbat. ne-a schimbat vieții. Știți că Moctunovski și în 90, când au fost și au jucat naționalului Andrei Șerban Vada de Viș, și ne-au jucat la, tot la Moscova. Și Gheorghe Dinică, Îmi povestea, cum la o masă lungă, la o băută adevărată, cu vodca adevărat, au stat o noapte întreagă. Gheorghe nu știa rusește, Smoktunovski nu știa sigur românește și s-au înțeles, înțeles toată noaptea aceea <laughs> pentru că în teatru adevărat toată lumea are loc, toată lumea se poate înțelege pentru că e foarte mult miracol. Și mai este un spectacol despre care vreau să-l să amintesc. Este un spectacol pe care îl țin foarte bine minte. Era în, în anii 80, tot Alexa l-a făcut, o noapte furtunoasă. Tot la Teatru uh, Giulești, totul era altfel citit decât învățam la școală. Și mi s-a părut că ăla e caragiale, că totul este într-o transapatimie a iubirii pe viață și pe, pe moarte. moarte. Sigur, într-un decor, și asta mi-a plăcut foarte mult. Cred că Daniela Codar, Daniela a, Codar făcut, a făcut și decorul. Da, și pentru că era cum, cum se scria, că era noaptea furtunoasă, de ce a căzut numărul, de ce, că se zugrăvește da, da, ziare, da, da, se trecea da. prin cameră. Foarte realist, dacă vreți. Jucat și pe jucat. viață și pe moarte. Florin Zafirescu. Da, da. Spiridon era Răzvan, Răzvan. Vasilescu. Radu Panamarenco era Chiriac, Nino Angel jupând Dumitrache și Traian Dănceanu era Ipingescu și după aceea Teică de la Ploiești a mai jucat. Și um... Vedeți, a, a fost o perioadă excepțională, apropo de inovație. Astfel. A fost o perioadă excepțională a, a Teatrului Giulești. Și a Teatrului și Românesc. A teatrului Românesc. Dar eu mă duc spre Teatrul Giulești pentru că știu bine din interior de acolo. Doamna Deleanu, Elena Deleanu, care a fost 38 de ani directoare acolo și care a fost activistă, o femeie fără studii superioare, dar care a avut o dorință de a învăța, de a se uh, cultiva, de a se. Uh, de a fi, cum se zice în vremea noastră, de a fi în trend. da, uh, A izbutit să facă un. să accepte un repertoriu a unor mari creatori și vorbesc de Dinu Cernescu, de uh, Alexa Visarion, înainte Horia Popescu, Giurchescu. Da, da, și scenograf care mutau... Sanda Mușatescu, care a făcut pentru, pentru meșterul Manole, a făcut un decor fabulos din trunchiuri de copaci care la final, când biserica se sfințește, se ridica sus la, la cer. pod, la cer. Mă gândesc de foarte multe ori la doamna Deleanu. Știi de ce? O să vă spun un lucru pe care nu l-am spus niciodată, și poate că n-ar trebui să-l spun, dar sunt foarte multe lucruri în funcția asta de director, de alegere de repertoriu. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg prea bine. Sunt multe lucruri care nu îmi plac prea mult. Sunt multe lucruri care nu rezonează cu vârsta mea și cu educația mea și cu ce știu eu cu școlitul meu dar simt că ceva poate răsări și atunci merg și pe intuiția asta și 99% din cazuri am câștigat așa a mers cu Afrim. cap coadă așa a mers cu Mazilu făcând exact, galele exact. dansului, Eu, era o lume cu, acolo... Cu sufletul pe, pe tavă vă spun acum că primul spectacol pe care l-a făcut Mazilu uh, și cu Rodica Mandache da. la, la noi la teatru, după Tennessee Williams, în clipa asta nu-mi vine în minte... vorbește în caploaia și lasă-mă să, să te ascult. Exact. Uh, vă ascult. În care... <laughs> Mazilu își adusese încă vreo cinci interpreți. Era, cred, lucrarea lui de masterat, de diplomă. Și Rodica Mandache stătea într-o cadă, era Dan Bădărău și decorul făcut de Adriana Grand. Excepțional decor, superb. Mare artistă. Mare artistă, mare, mare, mare artistă. Și eu stăteam și mă uitam la vizionare, lângă mine stătea domnul Traian Petrescu. Care era director adjunct economic, ne-am uitat, am văzut. Măi, Tom Petrescu, ce e asta? Nu știu, doamnă, o fi viitorul. Zic o fi viitorul. dă la public, domnule, să vedem ce zice publicul. Și ăsta a fost începutul uh, dezvoltării în Teatrul Odeon, a ceea ce se, se cheamă dans la teatrul Odeon. Ceea înseamnă Răzvan Mazilu. N-am să niciodată de, de Sandu Dabija, el era director general atunci și eu eram așa, în adjunct și a fost Sandu, la, ăsta, Răzvan Mazilu a fost la el în birou și când a plecat, Sandu a zis, măi, pe ăsta nu trebuie să-l scăpăm. E, asta vreau să spun pentru că ne apropiem de, de final. Ce, ce vreau numai să mai spun este că mi pare foarte bine că suntem în aceeași echipă. Știi? Echipa care a plecat acum 20 de ani funcționează încă. Și da, și eu, și la contabilitate, și la juridic. Și atunci, toți suntem liniștiți. Eu dorm noaptea liniștită, pe pernă. Eu vreau să spun altceva. Vreau să spun, ca să-mi închei și eu povestea că spiritul locului, care este dat de undeva, dar este păstrat de oameni. I-am numit pe cei care au fost de-a lungul timpului. După 90 a venit Vlad Mugur, care a deschis larg porțile. Exact, exact. și a care are meritul o... să fi schimbat numele din teatrul julești, în teatrul Odeon. Da, sună altfel. Cu totul altfel, pe calea victoriei în mijlocul orașului București. El a adus un alt tip de nebunie, de ludic, de fabulos, să nu uităm mincinosul, parcă au început să se miște altfel, într-un alt tip de inovație, după ce a venit Sandu, cu alte nebunii, alte energii. V-ați secondat, v-ați dus cumva chiar și eu, în polemică. Eu, eu și, și acum îl poftesc să revină, dar da. nu vrea. Vreau să spun că e, e un loc în care mereu se întâmplă ceva. Și... Uh, Popasul ăsta al nostru, în memorie și în întâlnire și în ce înseamnă modernitatea, avangardă, ce va însemna mai departe, este de fapt o întâlnire pentru a spune că în jurul valorilor se nasc valori. Și așa, ca în vasele comunicante, chiar dacă lucrurile nu ies perfect, se mișcă. Teatrul este viu, își are dinamica lui, își are misterul lui și își are oamenii lui, creatorii lui. Aceasta este o poveste din cele o mie și una de povești despre teatru românesc. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Ce repede a trecut? A trecut repede? Mai vrea să ziceți ceva? Nu. <laughs> da. Eu tot trag nădejde dacă copiii ăștia tineri care sunt acum și pe care am adus să miroasă, știi? Și să se blindeze cu această seriozitate a scenei. Cu această responsabilitate a scenei. Și, și am încredere, chiar sunt buni, sunt tare buni, tare buni.